Partea de vest a țării se află sub atenționare cod galben de vreme geroasă, ce se manifestă mai ales în cursul nopților, când valorile termice vor coborî frecvent sub minus 10 grade Celsius, dar iată pe larg datele meteo. În județul Arad, la noapte, vremea va fi geroasă, cerul va fi variabil, vântul va sufla de la slab la moderat din est. Izolat va fi ceața asociată cu depunere de chiciură. Minima nopții va fi de minus 13 grade Celsius la Arad și minus 11 la Șiria. Mâine vremea va fi rece, geroasă noaptea și dimineața. Cerul variabil va prezenta înnorări la sfârșitul intervalului și este posibil să ningă slab. Vântul va sufla de la slab la moderat, din est cu intensificări izolate. Local va fi ceața asociată cu depunere de chiciură. Temperaturile maxime vor fi de minus 5 grade Celsius la Șiria și minus 3 la Arad. La noapte, Cărășenii au parte de vreme geroasă, cer variabil și vânt de la slab la moderat din sector estic. Izolat va fi ceața asociată cu chiciură. Temperaturile minime sunt de minus 14 grade Celsius în stațiunea Băile Herculane, minus 13 la Caransebeș și Reșița și minus 10 la Oravița. Mâine, în județul Caraș-Severin, vremea se menține rece, geroasă noaptea și dimineața. Cerul variabil va prezenta înnorări la sfârșitul intervalului, când izolat în sudul Banatului va fulgui. Vântul va sufla de la slab la moderat din est cu intensificări în sudul Banatului. Izolat va fi ceața asociată cu depunere de chiciură. Temperaturile maxime vor fi de minus 9 grade Celsius în stațiunea Băile Herculane, minus 6 în Oravița, minus 5 în Caransebeș și minus 3 grade la Reșița. La noapte, în județul Timiș, vremea se menține geroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla de la slab la moderat din est. Izolat este posibil să apară ceață. Temperaturile minime sunt de minus 14 grade Celsius la Lugoj și Jimbolia, minus 13 la Timișoara și la Sân Nicolaul Mare. Și mâine vremea se menține geroasă, mai ales noaptea și dimineața. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla de la slab la moderat din est. Temperaturile maxime vor fi de minus 3 grade Celsius în Sân Nicolaul Mare, Jimbolia, Timișoara și Lugoj. Și în Timișoara, la noapte, vremea se menține geroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla de la slab la moderat din sector estic. Minima nopții va fi de minus 13 grade Celsius. Mâine, vreme rece, geroasă noaptea și dimineața. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla de la slab la moderat din est. Temperatura maximă va fi de minus 3 grade Celsius. Joi, vremea va fi rece, iar cerul temporar noros, local în Banat și pe arii mai restrânse în Crișana va ninge. Vântul va sufla de la slab la moderat din est, cu intensificări izolate în sudul Banatului. Local va fi ceață asociată cu chiciură. Temperaturile minime vor fi de minus 14 grade Celsius în județul Arad, minus 12 în Timiș și minus 9 în Caraș-Severin. Maximele vor fi de minus 10 grade Celsius în județul Arad, minus 8 în Timiș și minus 7 grade în Caraș-Severin. Vineri, vremea va fi, în general, închisă. Cerul va fi mai mult noros. Pe arii relativ extinse va ninge. Izolat, cantitățile de apă cumulate vor depăși 15 litri pe metru pătrat, iar stratul de zăpadă depus va fi consistent. Vântul va sufla de la slab la moderat din nord cu intensificări temporare. Izolat va fi ceața asociată cu chiciură. Temperaturile minime vor fi de minus 10 grade Celsius în județul Arad, minus 9 în Timiș și minus 8 în Caraș-Severin, iar temperaturile maxime vor fi de 7 grade în județul Arad, minus 6 în Timiș și minus 4 în Caraș-Severin.